Știți ce mă miră pe mine și mă intrigă oarecum? Mă intrigă procentul extrem de mare de oameni care se plâng și se revoltă vis-a-vis -vis de modul în care sunt administrați banii plătiți de ei sub formă de taxe la bugetul de stat, comparativ cu numărul celor care drămuiesc și um, cheltuiesc, cum se cuvine, suma de bani rămasă după ce aceste taxe sunt achitate. Pentru că de cele mai multe ori oamenii Procedează cu bugetul lor la fel ca cei care irosesc în interes personal o parte din fondurile publice pe care le administrează. De fiecare dată când îți cumperi ceva ce nu ai nevoie, de fiecare dată când dai mai mult decât ar trebui pe un lucru, doar pentru faptul că acel lucru are o anumită firmă, însă, comparativ, calitatea cu alta, este aceeași sau de cele mai multe ori calitatea unui no-name, știind că mă ocup cu așa ceva, este mai mare decât calitatea unui brand. De fiecare dată când faci asta, te comporți la fel ca cei care administrează nasol fondurile provenite din bugetul de stat. Acum, Concluzia o tragi tu, însă eu nu vreau să spun asta ca să nu fiu înțeles greșit. Cine administrează greșit fondurile publice, trebuie să plătească. Însă eu mă refer la utilitatea și la beneficiul pe care îl tragi tu din toată această chestie, și lecția pe care o înveți pentru că dacă oamenii. Să nu înțelegi greșit că dacă bugeturile. Uh, bugetul de stat este cheltuit exact așa cum trebuie, tu o vei duce mai bine. Nu. Tu o vei duce la fel. Tu o vei duce mai bine doar dacă, și cu asta închei, o pun ca o concluzie, o vei duce mai bine doar dacă îți vei drămui, cum se cuvine partea rămasă după achitarea taxelor pe care ești obligat să o faci la bugetul de stat și dacă vei încerca să crești veniturile pe care le ai. La asta trebuie să te gândești. Asta trebuie să te intrige mai mult decât grija față de cei care administrează taxele pe care le-ai plătit. Simplu. Ne mai auzim. Dacă ai o părere vis-a-vis -vis de acest subiect, lasă un comentariu mai jos. Dacă nu te-ai abonat încă, apasă butonul de subscribe și ne mai auzim. Până data viitoare, pa!